Cel care a făcut trei pieri colosale ca semnificație, cel care a predicat de rupea inimile tuturor, a spus odată așa: dar a treia zi voi învia! Și s-a cățat cu disperare. S-a cățat cu disperare pentru că în învierea aceea consta reabilitarea lui. În învierea aceea consta iertarea lui. În învierea aceea consta semnificația lui. În învierea aceea consta că viața mea are direcție, mai are sens, mai are orientare, mai are, într-adevăr, rost ca să fie trăită. În acea exprimare a lui, dacă ar fi înviat, dacă și de data aceasta ar avea dreptate Mântuitorul. Ea spune: când am plâns atunci, când am auzit strigătul cocoșului. Ea spune: când m-am pocăit, când mi-era rușine cu mine, când ajunsesem o povară pentru mine și nimeni nu mai mă voroia în preajma lui. Și tot nu spunea de Iuda trădătorul, spunea de mine trădătorul. Iuda măcar l-a vândut pe arginți. Eu l-am vândut pe nimic în fața unei femei, de nimic. Când mi-a fost așa rușine cu mine, ea spune că dacă aș mai trăi Iuda, dacă mai mi-ar da o șansă, dacă mai mi-ar arăta o dată încredere, dacă mai mi-ar semna un cec înalt de încredere, nu l-aș mai dezamăgi. Nu m-aș mai descotorosi de el, ci o să-mi recuperez și greșeala, o să-mi recuperez și acea atitudine de sfidare. Dragii mei, ați văzut oameni care și-au cerut iertare de la morți? Odată la mine, la poartă, a venit un om care omorâse un alt om. Ieșise din pușcărie după 25 de ani. Că așa se dădea pe vremea aceea. Am ieșit la poartă și am zis: cine sunteți? Dați-mi voie să nu-i spun numele. Și a spus: eu sunt... Și-a spus numele. Și zic că vă știu de când eram copil. Nu mai semănați deloc cu cel pe care îl știam. Și zice: da, pușcăria m-a schimbat. Au trecut 25 de ani. Și mi-am propus că după ce ieși din pușcărie să mă duc la doi oameni. Unul să fie cel pe care l-am omorât și să-i cer iertare. Și zic: ați fost? Și zice: de la cimitire. Îi cunoșteam pe amândoi, pentru că copilăria mea a fost marcată de acea situație, când cineva, un cumnat, s-a băgat între sora și cumnatul și, mă rog, într-un moment de rătăcire, când n-am mai văzut nimic, a luat cuțitul și l-a omorât. Și al doilea om, am vrut să caut un om al lui Dumnezeu care să poată să spună și mie că Dumnezeu mă iubește și mă iartă. Că dacă m-am dus la un om mort, dragii mei, atât m-au mișcat cuvintele, dacă m-am dus la un om mort să-i cer iertare, vreau să mă duc la un Dumnezeu viu să-i cer iertare. Dumnezeul acela despre care predici tu, că mulți mi-au zis că tu, mă rog, ce-au zis el, că tu predici, poate să mă ierte și pe mine. M-am uitat la el și mi-au curs lacrimile de compasiune. O viață trăită la Landala,
o viață fără Dumnezeu. M-am uitat la el și am zis, dacă te pocăiești, dacă vă pocăiți, nu-mi permitam, că era prea mare diferență. Dacă vă pocăiți din toate, Dumnezeu vă iartă. Biblia așa spune că vă iartă dacă dumneavoastră vă pocăiți din toată inima, dacă are o inimă Dumnezeu, Dumnezeu vă iartă din toată inima. Și atunci, dragii mei, știu că omul acela și-a cerut iertare. De la un Dumnezeu viu, slăvit să fie numele Lui veci. Am mai trăit un pic și am murit. Dar am murit cu inima păcată. Iertat. Și reabilitat. Iertat și reabilitat. Dragii mei, mormântul gol este mormântul speranței. Dacă eu m-aș mai duce la un Dumnezeu care a murit, nu-mi place să mă duc la tata, la groapă. Nu-mi place. Și de câte ori mă duc acolo, spun, tata, tu nu ești aici, tu ești în altă parte. Stălașul tău e aici, ceea ce te-a găzduit pe tine odată, 70 de ani, de acolo. Și a mai rămas ceva din el. Dar tu ești în altă parte. Dragii mei, dacă n-ar fi înviat Domnul Hristos, azi dimineață n-aș fi încenunchiat. Dacă n-ar fi înviat Domnul Iisus Hristos, azi dimineață nu l-aș fi îmbrățișat pe Domnul meu și aș spune, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Tu ești pricina laudelor mele, tu ești desfătarea mea. Merită să trăiesc viața care trăiesc pe pământ cu tine, Doamne. Și de multe ori vorbesc cu scumpa mea soție și zic, câștigul nostru este că îl cunoaște pe Domnul Iisus. Așa spune mereu. Când poate ne e greu, când poate vedem vieți depravate, vieți distruse, când poate vedem crop, când poate vedem acele deșertăciuni și oribilități ale lumii acestea, de multe ori îi spun soției mele, șansa noastră este că îl cunoaștem pe Iisus cel înviat. Și așa se recomandă Domnul Iisus prietenului Lui, care a stat cu capul pe tâmpul Lui, care a auzit respirația sufletului și bătăile inimii. Și a spus așa, nu plânge, nu-ți fie teamă, eu sunt Iisus. Știți, când l-a văzut, și cu aceasta închei, când l-a văzut Ioan, la un moment dat, era acolo în insula Patmos, a dat întâlnirea de gradul zero. Știți că Domnul Hristos a promis, adevărat, adevărat vă spun, că sunt unii din cei ce stau aici, până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Știți că ce l-au trăit? E adevărat că a fost Petru, Iacov și Ioan, pe muntele Schimbări, la față, au văzut ceva. Dar Ioan, dragii mei, a avut o reluare. A avut un deja vu. A avut o repetiție. Era în insula Patmos. Și auziți? Ce condiție zmerită. Eu, Ioan, fratele vostru, părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea care este în Iisus Hristos. Mă aflam în insula care se cheamă Patmos din pricina cuvântului Dumnezeu și din pricina mărturisirii lui Iisus. Ce bine să ai cuvântul și mărturisirea lui Iisus. Aia era bine exilării lui. Și ce în ziua Domnului eram spiritualizat. Eram în Duhul. Eram conectat la cer. Și dintr-o dată văd cerul că se deschide o forță extraordinară. Vine în viața mea. Am auzit un glas ca vetul unor ape mari, care mi-a zis așa de imperativ că n-avea cum să negociez. Scrie într-o carte ce vezi și trimite celor 7 biserici, Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes și Filadelfia, Laodicea. Și zice, m-am întors să văd glasul celui care îmi vorbea. Era unul care semăna, aducea cu fiul omului. Așa cum l-am văzut eu acum 60 de ani, aproape. Au trecut 60 de ani de viețuire cu el. Și eu pe el avea
Ioan, dragii mei, parafrazez, avea părul alb ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Fața lui strocea ca soarele în toată puterea. Din cură ieșea o sabie ascuțită cu două dejuri. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Picioarele lui erau ca rama prinsă și ansă într-un cuptor. Era îmbrăcat cu o pânză albă încins la piept cu un brâu de aur din ufaz. Glasul lui era ca vâietul unor ape mari. Și când m-am întors și când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mor. Dragii mei, eu nu știu cum ți-l imaginezi pe Iisus. Eu știu cum mi-l imaginez eu. Dar vreau să vă zic ceva. Știu că atunci când se va arăta El, îmi va fi rușine cu imaginea pe care am avut-o eu despre El. Că Biblia spune ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a suit. Așa este Dumnezeu. Așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Este incomparabil. Pe Dumnezeu spune, Dumnezeu odată este în față și zice, cu cine mă veți pune alături sau cu cine mă veți asemăna? Eu nu mă împar slava cu nimeni, spune Dumnezeu. Pentru că n-am element de comparație. Dragii mei, sunteți invitați cu toții să fiți ca acest Dumnezeu. Și spuneți cu toții. El este viu în vecii vecilor. Aș vrea să... Mi-a plăcut așa de mult cântarea aceasta, dragii mei, și aș vrea să o cântăm din toată inima până să începem. O să rog pe